De aici o să-ți arăt ceva foarte frumos. Vezi acolo ceva portocaliu. Este o biserică care a fost făcută pentru copiii de aici. Și dacă te uiți mai încolo, dar nu se vede de copaci, este turnul de apă a lui Pogani, știi? Lasă-mă, frate, mă. Ce durerea mea e cu mine. Nu vezi? Turnul de apă al lui Pogani, biserica, și acolo, în stânga bisericii, castelul, dar nu se vede. Că e gri, verde, nu știu, înțelegi? No, uite, aici începe împărăția noastră, știi, ca Nizlihni. Vezi? Șuvoiul de apă. S-a merge. Erau și bazine pe aici, avea groful. Tot distrus, tot. Aici oamenii se aprovizionează. Dar nu-i țiapă noastră. Astăzi am citit din Ieremia 30. Primele două versete. Poți să le cauți în Biblie, eu nu o să le caut. Sau, hai să le căutăm, de ce nu? La ce ar putea să strice, nu? Numai că am trei cărți și o tabletă. Mă manevrez foarte greu. Mă vom uita acum, imediat. Citim Ieremia. Ca seara am avut, frate, o seară fulminantă. Faza lui Ieremia. Ieremia. Uite ce zice Ieremia, ce mi-a zis azi dimineață. E tovarășul Ieremia. Uite, Ieremia 30. Capitolul întoarcerea din robie, dar când m-am trezit, n-am văzut așa ceva. Ce așa? 30. Adică anul care a început Domnul Iisus Hristos lucrarea, nu? Iată cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Să vedem, să citim totuși unul și mai departe, că nu strică să mai învățăm ceva. Iată vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi pe prinși de război ai poporului meu, Israel și Iuda, zice Domnul. Voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Asta este foarte bine. Iar am ajuns în câmp. Asta e margine de câmp, nu e câmp. Bun. Da, știi cum e? Milene să mă apuc acum să citesc, știi, ca la treaptă. Așa că mergem fain frumos, citim periodicele, mai citim ceva din Tatana, pădum de întors și merem acasă, că de mișcat ne-am mișcat un pic, mai circula la picioare și destul. Uite, mergem aici iar la ghețăria lui Elisabeta, dacă nu cumva vine câinele pe mine, știi? Ar fi o tragedie. Fim atenți, cineva pe aici? Tu vezi ceva? Hai să fim atenți, ne cărăbănim sau stăm? Na bun. Biblia. Uite, Faptele Apostolilor. Punem și pe tata pe Biblie, să nu se... Ce s-o da cartea mă atunci? Știi? Dacă ai ști ce s-a udat. Ploua, mă, pe mine, mă, și-o citeam. Deci, să mergem la periodice. Adică, ce-o publicat și-o prin reviste. Da, patru poezii. Deci, din periodice. 1983. Eu sunt născut în 82. Uite, din periodice, vezi? Se vede ceva? Nu știu dacă vezi. Vezi? Așa. Vezi? Bun. Nervi de toamnă. Aici suntem în mijloc de iarnă.
ce ar trebui să fie. Toamnă, iar sunt copil, prezența mea am pierdut-o și iar defilează umil, mizeria uitată de cei ce au cunoscut-o. Inima greu se izbește în bizare cadențe, oftică, toamnă și zdrențe. Despre asta nu, despre aceea nu, frunze la vânt, ho-hu, și eu am fost pe pământ, dar unde ai fost tu? Sunt iar în orașul enorm, de cei ce se sting, nimeni nu regretă, dorm. Toamnă și amurguri de jale, pătează cu o spaimă violetă, oglinzile publice murale, adio, visul s-ascunde, înainte, înapoi, oriunde. Asta e una. Doi. Romanță. Când luna e o roză de argint, luna răsare de undeva, cam pe acolo. Uite, vezi, aici se vede mai bine turnul de apă, vezi? O minune a ingineriei. Care chiar lângă turnul de apă, relativ aproape, e castelul în zona aia. De la 1800. La turnul de apă o fi de pe la 1880-1900, cam așa. Romanță. Când luna e o roză de argint, hai să te aștept în zăvoiul de argint, de n-o să vii, nu e nimic, e un secol mic, toți mint, când totul e pentru argint. Rămâne luna roză de argint, azi nu-i vremea de alint, de vei veni, când n-o să vin, pe banca veche vei găsi un crin și o monedă de argint. Sânge, plumb, toamnă. În Bacovia, care aveam noi la comuniști, am zis, astea nu erau poezii de astea. Sau poezii, a fost cenzurat. Și chiar și Bacovia a fost cenzurat. Încet prin ploaia tristă, un piept curbat de tuse, cu sânge în batistă, pe după colț seduse. Încet prin ploaia tristă. Tot plumbul ud al ceții, tu mă vezi? Pe urmă îi se abate, prin gangurile pieții și în frunzele uscate. Tot plumbul ud al ceții. E sânge plumb și toamnă, cu negru braț de pace, o cracă mă tot neamnă, rugruvă și terace. E sânge plumb și toamnă. Și mai avem una. Ebreia. Ebreie, plângând te-ai dus de aici peste mări și te-a cuprins pe veci îndepărtări America. Ebreie, de dorul țării noastre de alean, tu mor plângând privind peste ocean, eu gem în vechiul continent. Și cu aceasta se termină periodicele. Mai avem postumele. Dar va fi cu altă ocazie. Acum ne ducem încet, încet și noi, se, ca luna de platină și mergând, citind, trebuie să-ți arăt, hai să mai vedem. Dacă toți suntem aici la țarină, uite, vezi? Ce frumos! Frumos, mă! Foarte frumos! Ca Dalai Lama, înțelegi? Uite, tată! Ia uite ce frumos! Hai să vedem ce mai vedem pe aici. Uite! Suzdal. The Convent of the Intercession. The Refectory Type Church of the Conception. 1551. Și Suzdal, the Church of Saint Cosmas and Saint Damian, 1525. Uite, dacă vrei să le vezi. Una și doi. Bun. Uite, a căzut tata, mă. Să ne ferească Dumnezeu, bă, frate. Am multe bagaje, înțelegi? Trebuie să bag asta în buzunar. Și nu pot. Acum, Biblia, Teofile, în cea întâi carte a mea am vorbit despre tot ce am început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt îl duse pe unul sale apostolilor pe care alesese. Nu. Bun. Citem și Biblia și pe Bacovia băgăm sub soară. Așa, îl luăm pe tata de jos.
Și mergem către casă, că deja și cu alergia, dar mai ales cu picioarele, mă simt mai bine, frate. Și mai chestia e, știi, e frig, uneori dorm chircit, dorm 3 ani așa chircit, dai seama că nu mai ești om. Eu am avut un coleg de cameră, știi, un moș, care n-avea picioare, avea picioarele amputate, tipa. Dar nu voia nici să se roage. I-am dat Biblia. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Iac. Să fii bătrân și tot prost. Nu, dai seama. Ce rușine. Uite o poezie de la pagina 146. Dar asta aici, aici am, am citit. Cernut, 147, Nunta. Astea le-am citit. Hai să le mai citim o dată, dacă aici s-a deschis. De ce nu? Cernut. În numele tău, uite, acum dăm puțin și căciula jos din cap, să mai respire și creierul. Chiar dacă suntem sectoriști. Și să citim. Cernut. Noi suntem de la Cernăut, știi? În numele tău, îmi cer scuze, am uitat să mă piac. Am vrut să mă piac, dar m-am grăbit. În numele tău sfânt, divin, din zori în noapte mă închin, cât sunt aer, cât pământ, și trec prin foc, apă în cuvânt, zi de zi și ceas de ceas, din tot și toate ce-am rămas, abur rar, clipă de clipă, înspre aer dulce risipă, în care viața mă înveșmântă, prin universul ce încântă, într-una, în tot și în toate, cernut din viață în moarte. Hațec 10-a 4-a 28-a 9-a 2021. Nunta. Cum prin gât meu iubiți de clepsidră, ființa în neființă se schimbă și invers. Vezi cum e drumul aici, dacă nu ești atent, te ia unul pe bord. Mai ales că pe drumul meu tot trec niște deștepți cu ATV-urile. Mai de mult era o chestie, frate, de nu puteai să nici să dormi cum trebuie. Într-un vers, univers, foc, viu, apă, aer, glie, continuă nuntă în lente arderi, flori, fructe, semințe de vin și noi unii prin alții în trecere schimb. Mai noi, mai vechi, totodată, una, corologiul vieții fiind, locul ne locuiește pe cel ce locuim, între pătrunși de absențe prezente, mii de vacuole pulsatile, în continuu festin gol plin, șarpele, ourul, boul rus, propria coadă înghițind, călătorește din sine prin sine, spre sine, ochi mire, dincolo de azi, mâine, într-o îndumnezeire. Da, e destul. Eu zic că e destul, că am obosit. Și când obosești, e bine, știi? De asta, trăim ca să obosim. După aia, ne odihnim. Uite, vezi aici, asta e apă nouă. Deci, din partea aia, nu, asta vine de la Cârnești, dar toate vine dinspre munți, în principiu, retezat și ce mai fi. Se topește ghețurile și vezi cum e apă timpurie. No, imaginează-ți ce va fi peste 30 de ani, să zic, când o să fie mai mult topit din ghețurile veșnice. Uite, pace. Am... E un câine, bă, pe mine. Bă.